Bărbatul care în octombrie 2019 l-a ucis pe Liviu Pop, un pădurar din Maramureș care îl prinsese la furată de lemne, a fost condamnat la 17 ani și 4 luni de închisoare. Hotărârea instanței de judecată din Cluj este definitivă. Inculpatul, al cărui nume nu a fost făcut public, l-a împușcat pe pădurarul Liviu Pop, angajat al ocolului Silvic Strâmbu Băiuț, care l-a prins în timp ce fura lemne. Pădurarul a fost omorât cu propria lui armă, potrivit anchetatorilor. Cazul a stârnit la vremea respectivă o puternică emoție în România, cu proteste, petiții și manifestări de solidaritate cu familia victimei. Ucigașul, prins la aproape un an după comiterea faptelor, în august 2020, a fost condamnat vineri pentru uciderea unui funcționar care își îndeplinea atribuțiile, tâlhărie calificată și folosirea fără drept a unei arme. Liviu Pop avea doar 37 de ani când a fost găsit împușcat cu propria armă de vânătoare în pădurea pe care o supraveghea. A primit un telefon care anunța un furt de lemne pe domeniul silvic din aria lui și a dus fetița la rude și a plecat în pădurea Rogozului. Și-a anunțat superiorul, i-a trimis apoi soției un mesaj în care scria: "L-am prins pe unul și de atunci nimeni nu a mai știut nimic de el." Ulterior, trupul pădurarului maramureșan a fost descoperit într-o râpă, împușcat și cu numeroase urme de agresiune pe trup. Despre Liviu Pop a relatat inclusiv BBC în condițiile în care în România au fost mai multe cazuri în ultimii ani de pădurari găsiți agresați sau chiar executați de către cei care fac tăieri ilegale în pădurile României. Bărbatul era angajat al direcției silvice Maramureș de 7 ani, era căsătorit și avea 3 copii.